În 2011, fostul ministru al educației, pedelistul Daniel Funeriu, a făcut o clasificare a universităților din România în baza unor criterii care n-au fost date publicității nici până în ziua de astăzi. În topul lui Funeriu, instituția academică din Suceava figura la coada clasamentului, adică la categoria universități centrate pe educație. Topul făcut din pixul ministrului a afectat finanțarea USV și, din acest motiv, conducerea universității a dat ministerul în judecată. În 2013, când s-au împlinit 50 de ani de învățământ superior la Suceava, miniștrii educației de atunci, Remus Pricopie și Mihnea Costoiu, ambii membri PSD, au participat la Marea Sărbătoare și au felicitat conducerea universității pentru că a luat atitudine împotriva unui abuz. De altfel, conducerea PSD a ministerului a contestat public, în mai multe rânduri, clasamentul lui Daniel Funeriu. Să știți că sunt multe motive pentru care am venit aici. Dar unul dintre motive este și să spun ceea ce urmează să spun. O universitate trebuie să știe să ia și atitudine. Este universitate dacă ia atitudine. Are o responsabilitate cetățenească, o responsabilitate în raport cu societatea. Iar universitatea din Suceava a luat atitudine când ministerul a abuzat. Iar universitatea a atras atenția Ministerului Educației că și Ministerul Educației trebuie să respecte legea. Și vă felicit. Având în vedere consecințele atitudinii dumneavoastră, pe care și eu vreau să o salut, a universității dumneavoastră, evident că problema bugetului este una importantă. Dar domnule rector, o spun aici, în fața acestei extraordinare adunări, să știți că atitudinea se pedepsește pentru unii, pentru alții e recunoscută. Din păcate, acum, în 2015, Universitatea Ștefan cel Mare este pedepsită din cauza clasamentului făcut de Daniel Funeriu. În actuala forma draftului pentru ghidul solicitantului, universitățile centrate pe educație, potrivit clasamentului din 2011, nu au voie nici măcar să depună proiecte pentru construcția și dotarea laboratoarelor de cercetare în exercițiul bugetar 2014-2020. Este vorba despre AXA pentru mari infrastructuri de cercetare și dezvoltare, proiecte de investiții pentru instituții publice și universități. Să nu uităm că și chiar în condițiile în care ministrul Funeriu așeza universitățile în această categorie centrată pe educație, în mod abuziv, după părerea noastră, și chiar reprezentanții ministerului au fost de acord că nu există niciun suport al acestei clasificări, chiar și ministrul Funeriu, imediat după ce a făcut acea clasificare, totuși a recunoscut că există excelență și în aceste universități din categoria A, dovada fiind chiar faptul că a atribuit locuri la doctorat diferitelor domenii care erau situate în vârful ierarhiilor și noi am primit atunci locuri la doctorat, e adevărat mai puține, dar dovedește că chiar însuși creatorul acestei groaznice clasificări a recunoscut excelența peste tot în România, acolo unde ea există. Iată că acum un document administrativ pur și simplu discriminează universitățile și interzice accesul la finanțare. Rectorul Universității Ștefan cel Mare ne-a declarat că va transmite Ministerului Educației o scrisoare oficială prin care va solicita înlăturarea clauzei abuzive, în așa fel încât instituția academică din Suceava să poată accesa fonduri pentru cercetare și dezvoltare. Nu am mai întâlnit. Eu sunt un cadru didactic universitar care am avut permanent proiecte în derulare începând cu 1998. Și de atunci până acum nu am întâlnit vreodată vreo restricționare de niciun fel a accesului la o competiție. Adică nu ai voie nici măcar să concurezi cu un proiect. Nu mai contează dacă domeniul tău de cercetare este bun, dacă ideile tale sunt bune, ci doar faptul că universitatea ta, o persoană care a deținut la un moment dat puterea și pixul, a stabilit că este, prin propria sa voință, că este de educație. Iată că acest lucru să ajungă în momentul de față să îți interzică accesul la finanțare. De asemenea, parlamentarii de Suceava, Alexandru Băișanu și Ovidiu Donțu, au declarat că vor studia problema și vor căuta soluții legale. Ghidul solicitantului este în dezbatere, dar dacă va fi publicat în forma actuală, dezvoltarea Universității Ștefan cel Mare va fi blocată.